Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. România traversează o perioadă extrem de critică în acest al patrulea val al pandemiei de COVID-19. Doar de la începutul lunii octombrie și până în prezent s-au înregistrat peste 10.000 de decese din cauza virusului SARS-CoV-2 în țara noastră. O tragedie similară celei dintr-un război. Dincolo de rata mică de vaccinare, unul dintre subiectele foarte discutate în aceste zile este cel al tratamentelor pentru COVID-19. Ce tratamente sunt folosite în România? Cât de eficiente sunt ele? Și ce medicamente sunt folosite în alte țări? Ar trebui ca persoanele infectate să aibă acces mai ușor la anumite medicamente, cum ar fi cele antivirale, de exemplu. Ar trebui instruiți oamenii obișnuiți despre ce trebuie să facă dacă se infectează cu virusul SARS-CoV-2. Sunt doar câteva dintre întrebările la care încercăm să găsim răspunsuri împreună cu invitații mei de la această oră. Permiteți-mi să îi salut pe doamna doctora Luca Zoițanu, este medic primar, medicină de familie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, îl salut și pe domnul dr. Dragoș Damian, este directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România. Vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți la 360 Medical. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Eu sunt Aleta Sângiorzan. Începem chiar acum. Să demarăm discuțiile, pentru că sunt foarte multe aspecte de lămurit. Vă promit o emisiune foarte, foarte interesantă. Domnule doctor Damian, pentru început m-aș adresa dumneavoastră. O primă întrebare la care încercăm să găsim răspuns este dacă există diferențe între modul în care sunt tratați pacienții cu COVID-19 din România și modul în care sunt tratați în alte țări europene. Și mă refer aici la medicație, bineînțeles. Absolut nu. De altfel, protocolul terapeutic care a fost inițiat de medicii infecționiști anul trecut, de fapt la începutul anului trecut, este unul dintre cele mai, să le zicem, avangardiste protocoale, care conține absolut toate medicamentele antivirale utilizate la nivel mondial. Și acest protocol, prin grija medicilor de specialitate, a fost updatat, a fost adus la zi cu alte medicamente care au fost fie reconvertite, adică medicamente descoperite pentru alte boli virale și transformate în medicamente anti-SARS-CoV-2, fie medicamentele noi. Cel mai bun exemplu este de medicamente noi pentru indicația SARS-CoV-2, este tocilizumab, de care se discută foarte, foarte mult. Deci protocolul terapeutic este, n-aș spune identic, dar seamănă cu foarte multe protocoale care sunt în alte țări utilizate în tratamentul SARS-CoV-2. Doamna Zoițanu, știm că România are un protocol de tratament pentru COVID-19, dar în continuare unele persoane și chiar medici sau clinici promovează tratamente cu medicamente care nu sunt sau nu mai sunt incluse în acest protocol. Mă refer aici la medicamente precum ivermectină, umifenovir sau hidroxiclorochină. Puteți vedea pe ecran astfel de medicamente, în aceste momente vă arată colegii, mai multe anunțuri care există chiar pe site-urile unor clinici. În primul rând, este legală vânzarea acestor medicamente în România? Verifică cineva lanțul de aprovizionare în astfel de situații? La această întrebare, cred că cel mai în temă să răspundă ar fi domnul secretar de stat Andrei Baciu. Din câte știu, el se ocupă de politica medicamentului în Ministerul Sănătății și organele de control, la poliția, alte direcții care se ocupă de traficul de medicamente. Din punctul de vedere al meu, ca medic, oricine recomandă un tratament pe internet, pe site-ul clinicii, orice farmacie care vinde, dacă există acel medicament, mă refer la antibiotice, fără rețetă, fără ca acest lucru să fie asumat de cineva, o face pe propria răspundere. Și la fel și pacienții care iau aceste tratamente după ureche, după schema spusă de vecină sau de o rudă care a avut COVID și a fost tratat astfel,
O face tot pe propria răspundere. Pe propria răspundere și vorbim de anumite medicamente care se folosesc tot mai des pentru că sunt foarte multe zvonuri, doamna doctor, care circulă. Cred că săptămânal auzim alte informații, de unde ar trebui să culegem datele cele mai bune. Da, după cum știți, de la începutul pandemiei din martie anul trecut se discuta de această infodemie. Sigur, noi în România oricum ne tratăm după ureche, luăm câte un pumn de medicamente fără să ne spună nimeni să facem asta și o parte din colegii medici prescriu foarte multe medicamente, din păcate, dar pentru ca pacienții să fie în siguranță, trebuie să aibă un medic de familie, un medic de familie pe care să-l cunoască și medicul să cunoască pacientul. Se întâmplă să fie pacienți pe care nu i-am mai văzut de ani de zile pentru că ei se duc în mediul privat, se tratează acolo și nu mai trec pe la medicul de familie și atunci nu le știm bolile cronice și tratamentele de care suferă. Iar medicul de familie, pe baza acelei anchete, anamnezei, spunem noi medical, e o discuție țintită despre ce boli are pacientul, ce simptome, ce tratamente urmează deja, decide o schemă personalizată de tratament pentru fiecare pacient în parte. De altfel, în rândurile noastre ale medicilor de familie a fost și o discuție despre acel protocol publicat în Monitorul Oficial, pentru că cred că suntem singura țară din Uniunea Europeană care ne publicăm protocolul în Monitor Oficial, transformându-l astfel în lege. Protocoalele medicale, ghidurile medicale, de obicei sunt create de societățile profesionale, sunt avizate sau sunt luate la cunoștință de organisme de tipul Colegiului Medicilor, sigur pentru a avea relevanță în cazurile de malpraxis medical, de posibil malpraxis medical. Dar o altă țară care să aibă protocolul publicat în Monitor Oficial nu știm să existe. Și lucrul acesta nu se întâmplă de acum cu COVID. Protocolele au început să se publice de, cred că, peste 10 ani. Dar ce facem în cazul în care un pacient, de exemplu, după cum bine a spus dumneavoastră, nu s-a mai prezentat de mult timp la medicul de familie, se infectează cu virusul SARS-CoV-2, face boala COVID-19 și are nevoie de medicație? Aveți o schemă generală, dacă vreți, de tratament sau pentru o formă incipientă care se administrează pacienților, chiar dacă nu le cunoașteți foarte bine istoricul medical? Primul lucru pe care îl facem este să vedem ce știe pacientul despre starea lui de sănătate. Deci chiar dacă este un pacient pe care nu l-am mai văzut de mult timp, îl întrebăm dacă are niște analize recente pe casă, dacă are o schemă de tratament primită poate de la alt medic și îi solicităm să ne trimită pe WhatsApp, pe mail sau să ne citească ce diagnostice și medicamente are. Un alt lucru pe care îl facem este să stadializăm boala, da? Să-l încadrăm în acele stadii de formă asimptomatică, formă cu simptome dar ușoară, formă cu simptome ușoare dar cu factor de risc medie sau severă. Și în funcție de această stadializare îi spunem pacientului dacă trebuie să solicite evaluare la spital și atunci pacientul este cel care trebuie să cheme ambulanța și să spună că a vorbit cu medicul de familie și că necesită evaluare. Va fi dus într-un serviciu de evaluare care, în funcție de locul în care te afli în țară, poate să fie doar la spital sau în ambulatoriu. Sunt județe care au făcut această evaluare la policlinică, nu neapărat la camera de gardă a spitalului. Și acolo îi se va face un set de analize, o radiografie, un CT, dacă este posibil, și astfel pacientul va fi evaluat clinic și paraclinic, așa cum scrie în protocol. Iar dacă în urma acestei evaluări medicul infecționist, medicul urgentist, medicul pneumolog, în funcție de cine se află acolo, decide că pacientul are nevoie și de alte tratamente decât cele simptomatice pe care le știm cu toții, pentru febră, pentru nas înfundat, pentru tuse, atunci îi va recomanda unul din acele tratamente antivirale, anticorp monoclonal și ce mai există. Domnule Damian, compania pe care o conduceți, știm că a adus în România o cantitate importantă dintr-unul dintre medicamentele antivirale trecute în protocolul de tratament pentru COVID-19 din România. A fost folosit acest medicament și în alte țări? Și dacă răspunsul dumneavoastră este afirmativ, care au fost rezultatele? Există studii în privința eficacității în cazul COVID-19?
Favipiravir a apărut în protocolul terapeutic al Ministerului Sănătății pe la mijlocul anului trecut. Noi suntem un furnizor de servicii, noi nu facem protocoale terapeutice, acesta este un lucru care trebuie precizat. În momentul în care a apărut, noi am încercat să-l luăm în baza datelor pe care le aveau medicii infecționiști la acel moment. În momentul în care a apărut în protocol, noi am încercat să ne grăbim să-l aducem. A fost autorizat pe o autorizație de nevoi speciale. Este o practică frecvent utilizată în Uniunea Europeană, de pildă anticorpii monoclonali, dacă vreți, sunt autorizați tot printr-o autorizație specială de utilizare compasionată, deci ei nu au trecut prin întreaga evaluare a Agenției Europene. Deci agențiile naționale sau Agenția Europeană și celelalte agenții dau anumite tipuri de aprobări, inclusiv vaccinurile, dacă vezi, la început au avut o aprobare de urgență condiționată, dau anumite aprobări în baza unor studii clinice, studii observaționale și studii experimentale pe care alte țări și alte grupuri de medici le-au făcut. Există studii clinice legate de favipiravir, altfel dacă nu ar fi existat aceste studii, medicii nu l-ar fi așezat în protocolul terapeutic, iar favipiravir este utilizat la ora actuală, mai ales în țările asiatice, el are ca și proveniență Japonia. A fost descoperit și utilizat într-o serie de boli virale și a fost, cum spuneam la început, e unul dintre medicamentele reconvertite pentru utilizare în SARS-CoV-2. Datele clinice au fost pozitive, repet, nu este și nu există deocamdată un medicament, cum place oamenilor să spună, miraculos, revoluționar, minune, care tratează SARS-CoV-2, din păcate, dar tratament, în fine, prevenția minune la ora actuală este vaccinul care sau asupra căruia guvernele și companiile farmaceutice s-au implicat, au finanțat și au apărut vaccinul. De aceea medicația apare un pic mai greu, pentru că focusul, să zicem, întregului glob este vaccinarea și poate mai puțin existența unui medicament, dar aceste medicamente există, sunt produse în foarte multe țări, am încercat și noi să-l producem în România, există 3 producători în Ungaria, de exemplu, unde se află în protocolul terapeutic. Deci, ca să fac un scurt inventar, tot continentul asiatic, începând cu Japonia, China, India. India l-a avut în protocolul terapeutic în valul 2 din primăvară, când vă aduceți aminte ce nenorociri erau și acolo în India. Rusia l-are în protocolul terapeutic, Turcia, dacă bine mi-aduc aminte, și Ungaria dintre țările europene. Nu înseamnă că dacă un medicament, și aș vrea să insist asupra acestui lucru, nu este înregistrat de Agenția Europeană a Medicamentului, Agenția Națională a Medicamentului nu îl poate autoriza în baza solicitării Comisiilor de Specialitate și a Ministerului Sănătății. Doamna doctor Zoițanu, foarte mulți pacienți cu forme ușoare sau medii sunt monitorizați la domiciliu de către medicii de familie. Am discutat și ceva mai devreme despre acest lucru. Protocolul de tratament, cel puțin în ultima formă valabilă în acest moment, prevede că, citez, pacienții monitorizați la domiciliu cu forme ușoare de boală primesc simptomatice și medicație cu efect antiviral dacă au factor de risc pentru evoluție severă. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, antiviralele trecute în protocol nu se găsesc în farmacii. Și asta pentru că, potrivit legislației în vigoare, nici nu pot fi eliberate în farmaciile obișnuite cu circuit deschis, ci doar în farmaciile cu circuit închis, cele din spitale. Cum se poate rezolva această problemă? Ce soluții vedeți dumneavoastră? Starea, de fapt, cred că este foarte bună. Nici nu cred că trebuie să fie aceste medicamente în farmacii, pentru că, așa cum spunea și domnul Damian, anul trecut am văzut ce s-a întâmplat cu hidroxiclorochina, de exemplu. Acela este un medicament folosit de pacienții care au anumite boli autoimune, de exemplu lupus e o boală care îmi vine acum în minte. Și în momentul în care s-a spus că acea moleculă poate să vindece COVID sau, mă rog, să trateze COVID, ce s-a întâmplat a fost că tot românul s-a dus în farmacie sau a reușit, s-a descurcat, dacă asta facem în România, ne descurcăm, și pur și simplu au golit farmaciile de hidroxiclorochină. Timpul ne-a arătat că acel medicament, de fapt, nu este bun, ba poate chiar să facă foarte mult rău. Pacienții care se tratau cu acel medicament pentru bolile lor cronice nu au mai avut acces la el. Și atunci cred că este iluzoriu să credem că dacă un medicament există în farmacie, el va fi eliberat numai cu rețetă și numai în cazurile în care este sigur să fie eliberat. Păi da, dar
cum putem să spunem că suntem de la o extremă la cealaltă, între a exista sau a consta într-un real pericol să se găsească un medicament într-o farmacie și a nu exista deloc, cred că pus așa în balanță am tinde să înclinăm în favoarea existenței unor medicamente în farmacii, nu? Toate aceste medicamente care și-au dovedit niște rezultate, și aici m-aș uita mai degrabă la tocilizumab decât la celelalte medicamente din protocol, există în spital, sunt aduse pe, nu știu exact procedura, cea autorizație de nevoi speciale sau prin donații, prin mecanismul de ajutor a Uniunii Europene, și sunt administrate în spital sub supraveghere atentă a medicului infecționist. Am înțeles că și cu favipiravir se întâmplă același lucru, deși aici studiile arată că doar scurtează un pic durata simptomelor de tip febră, că nu previn boala să avanseze spre un stadiu grav sau spre deces, cel puțin astea sunt studiile pe care le-am citit eu. Și atunci ele există, repet, prin donații, prin astfel de măsuri în farmacia spitalului și sunt eliberate de acolo doar pacienților care pot fi supravegheați clinic. Pentru că, de exemplu, și vorbim tot de favipiravir, pentru că s-a vorbit foarte mult de el, nu știu de ce a ajuns și în discursul premierului desemnat, mi se pare un pic halucinant să spun că am ajuns să discutăm despre ce trebuie să prescrie medicul de familie pe rețetă pacientului și să dăm nume de medicamente. Deci dacă acest medicament ar fi prescris de medicul de familie pacientului care este acasă, acel pacient nu ar putea fi monitorizat paraclinic, da? Nu am putea să-i luăm sânge în fiecare zi și să vedem cum, ce se întâmplă cu ficatul acelui pacient, pentru că acest medicament, știm, este toxic pe ficat. Știm de asemenea că poate să dea malformații bebelușilor. Da, poate în izolare un cuplu decide să facă un copil și ia acest tratament și apoi fătul va fi malformat. Adică sunt foarte multe probleme. Din această cauză, el și în alte țări, nu în toate, dar și în majoritatea țărilor, se folosește doar în cadrul studiilor clinice în spital pentru COVID. Dar în momentul de față, în schema de tratament standard pentru o formă medie de boală, să zic, sau o formă de debut a bolii COVID-19, sunt incluse antiviralele? Doar la fel, pentru pacienții cu forme ușoare sau medii și cu factori de risc, este o recomandare să se dea cât mai de la începutul bolii, deci în prima săptămână, dar doar dacă se poate evalua pacientul clinic și paraclinic, ceea ce înțelegem că înseamnă doar dacă pacientul este internat, pentru că pacientul izolat acasă nu poate fi monitorizat clinic și paraclinic. Am înțeles. Domnule doctor Damian, cum vă explicați că deși medicamentele antivirale sunt incluse în protocolul de tratament pentru COVID-19, ele pot fi eliberate doar în spitale, deși recomandarea este de a fi utilizate în primele zile după infectare cu SARS-CoV-2, când de obicei, cel puțin în situația actuală, pacientul este încă acasă. Credeți că e nevoie aici de ceva schimbări la nivelul reglementărilor? Așa cum au cerut chiar în ultima săptămână mai mulți manageri de spitale, am tot auzit în spațiul public diferite declarații legate de acest aspect. Sunt pacienți care poate ar putea fi salvați sau poate ar putea fi scăpați de o formă gravă de COVID-19, dar din cauza că nu li se administrează antiviral decât la prezentarea în spital, poate ratează, dacă vreți, câteva zile esențiale pentru sănătatea lor. Cred că doamna doctor a pus punctul pe aici și de altfel ăsta este un subiect în jurul căruia se învârt foarte mult și legiuitorii. Noi vorbim aici despre disciplina utilizării acestui medicament și nu atât despre faptul că medicul de medicină de familie sau alt medic îl prescrie, pentru că dacă îl prescriu medicii specialiști, atunci evident că ei vor putea urmări pacientul și vor putea urmări inclusiv date paraclinice, datele clinice, etc. Din păcate, și am văzut de pe site-urile pe care dumneavoastră le-ați prezentat, sunt utilizate tot felul de medicamente care se găsesc pe piața neagră. Înțeleg că inclusiv favipiravir a început să intre în România pe piața neagră, pe care oamenii, cetățenii, nici măcar nu sunt bolnavi,
le cumpără și le ținându-le piorul din baie în caz de nevoie sau îl dau profilactic, cum a fost cazul ivermectinei, pentru care nu a existat niciun fel de studiu clinic. Au existat o serie de studii observaționale din Statele Unite, dar nu au existat studii clinice. Deci s-a transformat problema acestor antivirale exact în ceea ce nu trebuia să se transforme, și anume în fructo oprit. Toate aceste rețele care vând antivirale scapă de sub controlul medicilor. Noi de multe ori am spus și am făcut apel la populație anul trecut în octombrie, de exemplu, în decembrie. Atenție, vă rog, la medicamentele falsificate și contrafăcute. Puteți avea o problemă mult mai mare utilizând sau cumpărând din diverse surse aceste medicamente decât dacă mergeți la medic și medicul vă recomandă un medicament sau altul. Undeva în luna martie a avut loc o discuție cu Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului cu privire la o procedură specială de eliberare a acestui medicament în ambulator, în așa fel încât medicul de familie care cunoaște pacientul să poată să îi facă diagnostic, stadializare și mai departe, să-i prescrie acest medicament, iar pacientul să primească cu o rețetă specială, cum e și cazul altor medicamente care au efecte teratogene, să primească o singură cutie și să-l utilizeze doar dacă este bolnav din farmacia de ambulator. S-a trecut din valul 3 în valul 4, a fost o pauză de luări de decizie, astfel încât am ajuns acum în această situație în care poate, dacă acest medicament, spun poate, era în circuitul deschis în farmacii și se elibera controlat, poate erau mai mulți pacienți tratați încă în formele medii și ușoare, și poate că mureau, salvam câțiva dintre pacienții care au murit utilizând acest medicament. Un lucru care este foarte important de precizat și e un lucru care este fără urmă de echivoc. Comisia Europeană a pus în discuție o listă de 10 produse farmaceutice. Marea lor majoritate sunt injectabile, cei drept, dar lista de produse farmaceutice candidat. Aici sunt anticorpii monoclonal, tocilizumabul, inclusiv molnupiravirul, care vine dintr-o rădăcină comună cu favipiravirul, dar este dezvoltat pentru boala SARS-CoV-2. Deci Comisia Europeană a pus transparent în discuție această listă. Aceste 10 medicamente sunt în evaluare continuă la Agenția Europeană a Medicamentului și în momentul în care primesc aviz pozitiv, ele vor putea fi fabricate la nivel industrial și să fie comercializate tot printr-un mecanism european în toate țările europene. Și din acel moment, cu speranța că va exista și un preparat oral, din acel moment problemele de infectare, reinfectare se reduc foarte, foarte mult. Vă propun să mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate. Continuăm în câteva minute discuția. Rămâneți cu noi. Continuăm să discutăm despre tratamentele care se aplică în cazul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, pacienți care au forme medii, forme ușoare sau forme severe de COVID-19. Doamna doctor Zoițanu, suntem într-o situație în care mulți pacienți infectați sunt disperați, caută tratamente pe orice cale. Am văzut că există pe piață anunțuri de promovare a unor astfel de medicamente despre care nu există nici dovezi științifice legate de eficacitate și nici de siguranță în cazul COVID. Nici nu suntem siguri că nu ar fi contrafăcute sau că aceste medicamente conțin ce se pretinde că sunt. Care ar fi riscul pacienților? Pentru că știm, în momentul acesta, un pacient care este bolnav ar face orice să se trateze, inclusiv să ia medicamente despre care poate n-a citit nimic. Ce măsuri ar trebui luate pentru a proteja populația, doamna doctor? Este greu de înțeles cum oameni care poate au ales să nu se vaccineze, că nu au vrut să-și injecteze cine știe ce în corp, deși cu toții le-am spus că vaccinul acesta nu e cu nimic diferit de alt vaccin de gripă sau de vaccinurile administrate bebelușilor, se duc acum și cumpără, vorba noastră, de pe internet, din surse neverificate de la cineva care le vinde într-o parcare a unui mall, ceva ce nu e verificat de nimeni. Pacienții ar trebui să
discute cu medicul lor de familie. Deci oricine are simptome de răceală sau oricine știe clar că are COVID, că și-a făcut un test sau că a fost în contact cu cineva cu COVID, trebuie să sune la medicul de familie. Sigur, nu toți răspundem în weekend, nici eu nu răspund în weekend, dar răspundem în timpul programului de lucru. Pot să las un mesaj pe WhatsApp, un mail, orice formă, sunt sigură că românul descurcăreț se descurcă să dea și de medicul de familie. Mulți sunt sunați de medicii de familie atunci când primesc de la DSP raportul că pacientul are COVID și astfel începe discuția despre ce tratament ar trebui să urmeze. Pot să dau exemplul meu personal. Eu am făcut un e-mail pe care îl trimit pacienților după ce discut cu ei, în care au toate informațiile legate de ce au de făcut, inclusiv tratament. Și am, până acum, de la începutul pandemiei, experiență cu aproximativ 200 de cazuri de COVID. M-am tratat și pe mine, mi-am tratat și părinții mei și ei au avut anul trecut în decembrie cu nimic altceva decât tratamente pentru febră, pentru nas înfundat, pentru tuse, pentru gât uscat. Deci medicamentele absolut banale care se iau fără rețetă din farmacie și pe care oricine le are în casă. Din acești 200 de pacienți, doar pe 10 i-am trimis la evaluare la spital și acolo au primit sigur tratamentul din spital. Nu simt în acest moment nevoie de alte tratamente în farmacii și cu siguranță descurajez pacienții, pentru că am primit și eu întrebări de la pacienți dacă să se trateze cu medicamentul acela din Rusia sau dacă să facă rost de medicamente din alte țări care nu sunt pe piață în România, și pe toți i-am descurajat. Asta voiam să vă întreb. În acest moment, cum vă monitorizați pacienții cu COVID-19? Ce le prescrieți? Cum ar trebui populația instruită, dacă vreți, să se trateze la debutul bolii? Există ghiduri sau protocoale pentru medicii de familie care tratează pacienții infectați, în afară de protocolul general de tratament pentru COVID? Încă de la începutul pandemiei, prin organizațiile noastre profesionale, prin Societatea Națională de Medicină a Familiei, prin Asociația Medicilor de Familie din București, avem un grup de lucru pentru probleme respiratorii, Respiro, am încercat să copiem ceea ce am găsit în străinătate la asociații care s-au mișcat mai repede în Franța, în Marea Britanie. Și astfel am încercat să educăm pe toți medicii de familie din România despre ce au de făcut, pentru că, din păcate, de anul trecut, de la începutul pandemiei, Institutul Național de Sănătate Publică, Direcțiile Sănătate Publică, Ministerul nu au fost foarte active în această zonă de îndrumare pentru medici. Da, poate ar trebui acum, în această etapă în care avem un protocol publicat în monitor oficial elaborat de Comisia de Boli Infecțioase, să ceară Ministerul și opinia Comisiei de Medicină de Familie a Ministerului Sănătății, pentru că fiecare specialitate medicală are o comisie la îndemâna Ministerului Sănătății, de asemenea opinia Colegiului Medicilor. Pentru că, până la urmă, noi acum discutăm doar despre ce facem să tratăm această boală, dar vom ajunge și la cazuri de malpraxis. La un moment dat, pacienții, rudele pacienților supărate pe tot ceea ce s-a întâmplat, vor ajunge probabil să se îndrepte împotriva medicilor și atunci va fi implicat Colegiul Medicilor. Am înțeles. Vă propun să mai mergem într-o foarte scurtă pauză. Revenim în câteva minute și mergem la domnul dr. Dragoș Damian, pentru că în România, sau România este pe punctul de a produce un antiviral extrem de important și utilizat în cazul protocolului de COVID-19. Este vorba despre favipiravir. O să ne spună domnul Damian în ce stadiu suntem și cum arată lucrurile la acest capitol. Ne întoarcem imediat. Am revenit în direct pentru ultima parte a emisiunii 360 Medical de astăzi și vă promiteam că o să ne dea mai multe detalii domnul dr. Damian despre favipiravir. Înțeleg că intenționați să produceți unul dintre medicamentele antivirale trecute în protocolul de tratament, favipiravirul. În ce stadiu vă aflați și v-aș întreba dacă există piedici în acest sens sau, dimpotrivă, primiți ajutor din partea autorităților, deși m-ar mira? În primăvară, când a apărut și posibilitatea de a prescrie în ambulator acest medicament, nu numai în spitale,
Dar din ceea ce spune doamna doctor Zoițanu, n-au fost întrebați medicii de familie, deci probabil era o idee mai bună ca acest protocol de utilizare în ambulator să fie implicat și medicii de familie. Deci în primăvară noi am făcut o serie de solicitări către Ministerul Sănătății pentru a ne spune despre oportunitate și mai ales despre cantitățile care trebuie să fie fabricate pentru a le putea fabrica în Cluj, într-o fabrică în Cluj. Nu am primit niciun fel de reacție la solicitările noastre și atunci, evident, nu ne-am apucat să facem investiții. O investiție de acest gen pentru un transfer tehnologic costă în jur de 250.000 de euro. Vorbim aici de echipamente pe care trebuie să le aducem, de niște studii pe care le facem, inclusiv de stabilitate, pentru a prezenta apoi un dosar de înregistrare la Agenția Medicamentului. Deci, cred că am pierdut o oportunitate de a fabrica acest produs în România. Noi am continuat să-l aducem pe autorizația de nevoi speciale și fac și o completare aici. Unul este necesarul din spitale, unde totuși numărul de pacienți este mic, și altul era necesarul dacă s-ar distribui prin circuitul deschis. Faptul că nu există niciun antiviral pe care medicii de familie să-l prescrie, poate că nu e nevoie de prescris niciunul, dar dacă nu există niciunul, este evident că oamenii vor recurge la această piață care e ca un tăvălug. Informațiile pe care le-am este că piața neagră s-a dezvoltat mai abitir decât orice fel de altă piață. E evident, este o perioadă de speculație în care speculanții se joacă cu nevoile și cu emoțiile oamenilor și pun pe piață tot felul de medicamente care nu sunt aprobate în protocol. Au fost și foarte multe discuții neprincipiale despre favipiravir pe care le-am auzit și practic noi am renunțat la această inițiativă de a mai fabrica favipiravir în țară. Așteptăm și noi în continuare introducerea în uz a medicamentelor aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului, pentru că acelea sunt cele mai sigure, merg pe studii clinice, vor fi utilizate în toate țările europene și să sperăm că există și un candidat pe care să-l poată utiliza medicii de familie în tratament, pentru că marea majoritate a produselor, a medicamentelor noi, dezvoltate pentru COVID, sunt medicamente injectabile, deci este puțin probabil ca ele să poată fi utilizate cu ușurință în ambulator, vor fi din nou medicamente pentru spital. Ați văzut de altfel anticorpii monoclonali care la rândul lor se dau în primele zile de boală, deci ar trebui să fie la îndemâna medicului de primă linie și aceste medicamente sunt injectabile și cel puțin în această perioadă trebuie date în spital. Deci așteptăm, dacă autoritățile își schimbă opinia și găsesc o formulă ca împreună cu medicii de familie acest antiviral să poată fi utilizat în ambulator, atunci suntem dispuși să revizuim această abordare de a-l fabrica în țară. Deci ce e necesară fabricarea în țară? Două lucruri vreau să spun. Foarte scurt, vă rog, se termine emisiunea. Prețul de cost va fi foarte redus, sub 100 de lei. Și al doilea motiv este un lanț de aprovizionare mai scurt. Deci pacientul poate să beneficieze imediat de el. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor Dragoș Damian, doamna doctor Aluca Zoițanu, pentru prezența în emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. Mă opresc aici la 14 fix. Colega mea Irina Petraru vă așteaptă la Talk B1. Noi ne revedem mâine dimineață, începând cu ora 7. Numai bine!